Auzi, Chris? Ce înseamnă fericirea pentru tine? Ai pus foarte bine întrebarea, ai formulat-o foarte bine, pentru că nenumărați scriitori și oameni de știință din istorie au încercat să dea un răspuns general valabil și nu au reușit, fiindcă fericirea înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Pentru mine, fericirea e în fiecare zi petrecută cu tine, fiecare moment în care fac cu pasiune ceva, fiecare răsărit sau fiecare apus de soare. Fericirea e pretutindeni. Trebuie doar să știm să ne bucurăm de lucrurile mărunte. Vrei să mă faci fericit? Normal. Ajută-mă să trăiesc mai mult. Ce? Cum? Am citit că oamenii care exprimă mai tot timpul o stare de fericire, zâmbăreții, au o speranță de viață mai mare, în medie aceasta prelungindu-se cu cel puțin 10 ani. Uite, du-mă la o comedie, vreau să râd cu poftă. Atunci, hai să mergem la dale carnavalului la Teatrul Notaran. Hai! Deja sunt mai fericit. Îl am alături de mine pe Mihai Mărginanu. Bună seara! Bună seara! Felicitări, tocmai ce v-am văzut pe scenă. Ne-a plăcut foarte mult. Aș avea o singură întrebare. Credeți că Caragiale mai spune povești care sunt se potrivesc și în zilele noastre? Nu știu, dumneavoastră credeți? Eu cred că da. Și păi, cu ajutorul regizorilor chiar le poate modela astfel încât să se potrivească foarte bine. Ai, asta, asta ar fi un pic așa de suetă. Știi, Caragiale este universal, ca Shakespeare. Normal să fie tot timpul contemporan. Caragiale e contemporan. Nu-i așa, domnul Vasulean? Caragiale e contemporan. Și nu vorbim de stradă. Categoric, Caragiale va fi. Din păcate, este contemporan Caragiale. Eu acum, vorba aia, ca orice om normal, mă duc unde trebuie, dar Caragiale este contemporan. Am răspuns la întrebare. Yes. Aș vrea să vorbim puțin despre povești. Oh. E recuzită. Avem niște muștardă? E recuzită. Nu se mănâncă asta. Așa. Despre povești și aș vrea să începem cu povestea dumneavoastră. Cum a început povestea dumneavoastră în teatru, în primul rând? Păi exact cum a început și în film. Am nevoie de cineva să-mi facă muzică pentru o piesă de teatru. Cine să facă muzică? Cred că Mărgineanu ar putea să facă. Auzi, da, dacă tot vii să faci muzica, nu vrei să joci și rolul ipistatului? Nu, că eu nu mă sui acolo, că acolo e, nu e ca la film, nu se trage dublă. Acolo, dacă n-ai știut textul și ai derma mobila, nu poți să zici stop și o luăm de la capăt. Și în cazul ăsta nu se poate, nu trebuie să cântați ceva, dar să cad peste soba din decor și după aia să încep să cânt ceva. Cred că ar fi extraordinar. N-aș mai auzi aplauze niciodată. Dar evident că pentru mine teatru a fost tot timpul cel mai dorit lucru pe care vreau să-l fac, pentru că prietenii mei, marea majoritatea prietenilor mei din tinerețe, copilărie, tinerețe, adolescență, tinerețe, sunt actori și ei au făcut școală, au făcut un ATC-ul, IATC-ul și cum s-a mai numit el, IATF-ul și IAC-ul, s-a numit în toate felurile posibile, mă rog, un ATC-ul, știm despre ce vorbim, despre ăla de pe Matei Basarab, Matei Voievod, pardon, și visam să ajung pe scenă să joc teatru. Acum niciodată nu mi-am pus problema dacă sunt în stare să fac asta și am început cu un rol mic, mie mi s-a părut un efort foarte mare. Adică eu mă uit la colegii mei și unii prietenii mei, Andy Vasculeanu, de exemplu, cred că dacă stau bine să mă gândesc, îl duceam la grădiniță când era mai mic și nu glumesc, da, așa, și eu fiind mai mare că el cu 4 ani, ca el și ca fratele meu, eu amândoi am fost în aceeași clasă, până în clasa 12, și mă uit la ei cât volum de muncă și depun ca să fac un spectacol și cred că este pentru cel puțin 90% din populația globului este aproape spre imposibil. Aproape. Este foarte multă muncă. Ca să dea un pic de bucurie, preț de 2 ore. Foarte multă muncă. Multă lume nu se gândește ce e în spatele unei piese de teatru, orice alt fel de act, da, ce ține de teatru, de film, de actorie.
E o muncă, cum a spus și noastră, pentru două ore acolo, trebuie să muncești luni de zile. Da, eu cred că nu numai pentru actorie, că asta se întâmplă cam în toate, în toate domeniile care țin de scenă. Mie mi se întâmplă pe scenă, pe scenă muzică. Mie îmi place foarte mult să cânt și merg și cânt. Destul de mult, poate prea mult câteodată. Toți prietenii mei mă invidiază între ghilimele, zicând, da, mă lasă că tu faci ce-ți place, te duci acolo și cânti, mare lucru. Da, pentru că am chef. Dar ia întrebați-vă, și când n-am chef să cânt, ce se întâmplă? Ce se întâmplă când n-aveți chef să cânt? Trebuie să-ți faci cheful. Trebuie să-ți faci cheful. Exact, că dacă nu-ți faci cheful și dacă o să... Nu ai două variante. N-ai. Dacă ești pe scenă și nu ai chef și o faci și... O faci prost. O să știu. Se află, o să fie prost, înțelegi? Și atunci, dacă e prost, înseamnă că spectatorul care a plătit să te vadă și tu pentru el ești acolo, va veni degeaba. Tu trebuie să-i dai bucurie. Aia, minutele alea, că sunt minute până la urmă, dacă le mine. Nu poți să o faci fără chef. Care sunt poveștile care vă plac? Și nu mă refer doar la poveștile scrise de un anumit autor. Mă refer la întâmplări din viață, la oameni. Ce vă... Da. Îmi plac poveștile care țin de oameni care își urmează calea normală. Și sunt oameni care fac lucrurile ușor, ajung într-un moment și îl fac ușor. Ăla e drumul lor. Sunt alții care se zbat să facă un lucru și se zbat atât de tare și văd că nu și cu, se ambiționează și de ce s-au apucat. Pentru că ambiția nu este nu e o calitate, ambiția este un defect, voința e o calitate, e total altceva. Ei se ambiționează și fac prost până la capăt și eforturile sunt mari și degeaba. Îmi plac poveștile cu oameni care își urmează calea normală, naturală, aia, calea lui. Aia sunt oamenii pe care eu îi savurez. Nu care îmi plac, ci pe care îi savurez, pur și simplu. Vă mulțumim mult de tot. A fost o mare plăcere pentru noi. Am și un mic, e recuzit. Îl am alături de mine pe Andy Vasul. Iar nu, bună seara. Să trăiești. Mai merge gâtul? Da. Nu, pe vocea de care... cap, nu. Da, nu. Și eu le-am mai cânt și eu mai am mai jucat și eu, dar să ții o două ore, trei ore. Eu am căutat la repetiții cât mai mult să, adică am găsit și că o căutam și acasă, căutam vocea care nu mă obosește și pe asta care și pe care pot să o folosesc tot timpul. Până ai găsit-o. Da, nu e, tot a plecat de la o joacă, că eu m-am inițial nu, nici Claudiu nu s-a gândit vreodată să facem așa, știi? Dar în vacanță, că am avut o vacanță între repetiții, m-am dus acasă și am vorbit cu vorbeam cu fii mea și mă jucam cu ea și îi dădeam textul că îl învățam. Și ea s-a uitat la mine, a zis ok, da, și îl dădeam normal, cum acum, știi? Și ca să o distrez pe ea, m-am dus în vocea aia, adică m-am dus așa, și atunci a fost-o că râde și... A făcut ochii mari așa. Nu, da, se amuza, chiar se amuza și începusem eu să-mi schimb atitudinea corporală și am zis, opa, e interesant. Și până am venit aici și după vacanță i-am propus o loc. Profesorului Claudiu și de aici na, foarte așa... frumos, nouă ne-a plăcut acest efect. Această piesă a fost pusă în scenă de atâtea ori. Este din nou aici la Notara. L-am întrebat și pe Mihai Mărgineanu dacă Caragiale este încă actual și contemporan. Tu ce părere ai? Tocmai pentru că e atât de actual și contemporan, mă și sperie, adică creează două sentimente. Mă și sperie, dar în același timp, fiind un om de teatru, în esență, nu pot decât să mă înclin în fața lui și să zic, da, nene, ești cel mai tare. Adică ai prevăzut și nu că ai prevăzut, de fapt ai citit foarte clar caracterul nostru, știi? Care se schimbă mai greu. Tipologia asta, descurcăreață, asta pe dedesubt, toate lucrurile astea pe care... Și umorul azul ăsta de necaz și toate astea. Da, nu, e cel mai tare. Eu, nefiind inițial un fan al lui Caragiale, de ce să mint? Tocmai pentru că mi se pare atât de autohton. Adică mi se pare limitat la țara noastră. Așa l-am perceput de multe ori. Dar de fiecare dată când intri și îl... aprofundezi și intri în sosul lui. Nu trebuie să fie la ta, practic. Clar, clar. Și pe clar. Nu numai, dar, dar are niște observații extrem de inteligente. E clar, cel mai mare dramaturg pe care îl avem. Ai spus că nu ai fost neapărat fan. Nu am fost.
Din școală, zic, de când eram făcută. Dar ți-a plăcut o anumită operă de-a lui, în special, nu știu? Eu am jucat în două de-ale lui și în două, da, în Năpasta. În Năpasta am jucat două ori, am jucat toată pe Dragomir sau Dumitru, nu știu cum îl cheamă exact acum, și, și pe Ion, nebunul. Și cumva Năpasta, na, e o dramă, e în altă zonă, dar e foarte, adică o cunosc cel mai bine. Prima de ale Carnavalului e prima pe care o joc ca actor profesionist, știi? Am mai jucat în școală, în facultate, dar nu... Atunci jucam în aegirii mea, în de ale Carnavalului. Dar, cum să zic eu, cred că cel mai mult, așa, mie îmi plac scrierile astea ale lui scurte. De exemplu, e Pasărama Turfanda. Care mi se pare unul cel mai tare scriere, la care eu m-am văzut de fiecare dată când o citesc. Și sunt, adică mai mult îmi place zona asta lui, știi? Dar îmi place și tot ce a scris pe teatru. Ai spus de facultate și aș vrea puțin să ne întoarcem. Ai terminat în 99, dacă nu... Ai terminat în 99, dacă nu mă înșel. Da, da. Și ai pornit în drumul ăsta... Aparent, da. Așa. Ai pornit în drumul ăsta direct din anii 2000, milenul 3 și... Da. Cum a fost pentru tine drumul? Adică ai știut din start, bă, gata, asta o să fac, nu mai e... Acum lucrurile sunt simple. Eu de mic îmi doream asta, adică de copil mi-am dorit. Nu am conștientizat cum va fi, dar pe parcurs mi-am dat seama cum e. Iar în facultate m-am speriat foarte tare când am ajuns la Casandra. Pe vremea aia era studioul Casandra. Și m-a speriat extrem de tare lumina, adică reflectoare, pentru că la școală era destul de slăbuț cu lumina, cu reflectoare, era mai mult așa, ca acum, știi, jucam. Pentru cu lumina de acum, pentru o scenă pe care o aveam de făcut. Dar când s-au aprins luminile, mi-aduc aminte când am ajuns la prima repetiție de lumini, m-a speriat la propriu, chiar m-am avut o panică profundă, care mi-am spus că nu sunt în stare să mă ridic la nivelul luminilor ăsta, pentru că am zis, bă, dar de ce merit eu să fiu luminat? Adică ce am eu să se uite lumea la mine? Înțeleg. Și m-am speriat de responsabilitatea pe care o am. Și de pe parcurs, na, am încercat să văd cum stau lucrurile. N-ai fi făcut altceva? Nu, clar nu, nu. De mic mi-am dorit asta, nici nu știu altceva să fac. Adică mai știu niște întâmplări, mă mai descurc, dar numai că nu... Știi, câteodată se întâmplă în viață ca meseria să devină persoana ta, știi? Adică să facă parte din caracterul tău. În cele mai bune cazuri, nu? Da, nu știu, eu cel puțin așa am avut senzația. Cumva s-a împletit meseria cu viața mea și eu am devenit meseria asta. Dacă meseria, poate că e mult spus, dar ceva de știi, dacă tu ai ales sau să te-ai ales? Nu știu, asta mi se par vorbe. Nu știu dacă sunt reale, să cum ales meseria, floșcă. Na, sau eu știu, eu sunt un trimis. Și nu. Chiar așa de fapt. Nu, asta nu, că sunt cazuri. Da. Mai sunt unii care așa cred. Da, 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 domne, ești n-ai sfânt? Nu, sfânt ești tu, dacă vrei. Altceva nu. Și de fapt bucuria de a face meseria asta. De aia, cred că tot ce îmi place la meseria asta și urăsc la meseria asta. Dacă vrei. Îți place să faci. Nu, numai, dar sunt multe lucruri care mă sperie în meseria asta și de aia. Adică tot timpul are și moneda cealaltă, fața cealaltă a monezii, știi? Că te poate întoarce pe dos, adică îți poate crea niște bucurii extraordinare și în același timp niște frici îngrozitoare, știi? Și trebuie să le depășești sau care... Mihai îmi spunea... Bă, uite, colegii mei, actori mai mulți, eu cântăreț, îmi zic, bă, pentru tine e ușor că tu cânti, dar când nu mai am chef să cânt, atunci nu mă întrebați ce fac. Asta te întreb și pe tine, ai frica asta, nu ai două variante, ai o singură variantă, care e? Să-mi frind, nu, să-mi frângi? Nu, îmi prietenesc cu frica. A? Trebuie să te împrietenești, n-ai cum altfel, dar nu poți să renunți la ea și... Dar nu numai, dar cred că ea e și un motor, știi? E combustia, știi? Îți dă chestia aia. Te aprinde frișca, știi? Luptă sau fugi și da, ales să lupți. De exemplu, dacă ar fi pe bune o luptă fizică, mie mai degrabă mi-e frică de frică. Adică nu-mi place frica. Și atunci devin cumva, mă duc către ea, știi? Da, mă duc către ea mai degrabă, știi? Dar nici fără ea n-aș putea. Pentru că dacă n-aș avea emoții înainte de spectacol sau așa, ar fi o mare problemă pentru mine. Mi-am dat seama.
Nu, nu pot. Ne-am dat tot seama. Ce? Ne-am dat seama că n-ai emoții și că nu ne dai. Ce? Dar fără ea nu poți, adică nu poți fără emoție, știi? Eu nu știu să fac meseria asta. Îți dă curajul să... Da, da? Și... Și nebunia aia un pic așa și... Băi, e ca atunci când ești îndrăgostit, știi? Te arde. Îți umblă ceva prin stomac. Nici nu știi dacă e bine, dacă nu e bine, dar vrei să... Dar vrei să te întâlnești cu fata, știi? Să o vezi, să vezi că trece.